Primarul Ionuț Stan l-a informat pe prefectul Ciprian Florescu despre taxa de asfalt, care a strânit nemulțumirea multor localnici din Albeni. Aceasta, spune el, ar veni după ilegalități constatate de Curtea de Conturi înainte ca el să preia primăria. Din ceea ce am văzut în informarea respectivă, o informare care venea ca urmare a articolelor apărute în ultima perioadă în presă, există niște motivații vizând finalizarea unor proiecte și intervenția Curții de Conturi pe niște ilegalități, le-ar numi, în privința cheltuirii banului public. Sigur că această adresă o vom lua în calcul și serviciul nostru juridic va lua toate aceste chestiuni la analizat, în așa fel încât într-o perioadă cât se poate de scurtă să avem o concluzie în ceea ce privește legalitatea respectivelor chestiuni care se întâmplă la Albeni. Aceasta nu este singura problemă analizată de prefectură. Ciprian Florescu a primit zeci de petiții de la mai mulți localnici din Albeni care reclamă faptul că edilul s-ar purta abuziv cu unii angajați ori cu oamenii din comună. În ceea ce privește celelalte probleme pe care dumneavoastră le expuneți la nivel de abuz, la nivel de atitudine a primarului Comunei Albeni, sigur că acolo unde există deja plângeri, ele vor fi rezolvate de organele abilitate, iar în ceea ce privește ilegalități, potențiale ilegalități care apar în actele emise de Consiliul Local sau de primarul Comunei Albeni, vom interveni și noi și tot prin serviciu juridic vom...